Singura frumusețe care dăm este frumusețea inimii. Și în această cauză, pentru adepții căilor inimii, însăși frumusețea este cea care le dă puterea de a înainta. Exact precum un orizont nou pe care îl explorezi, care este încântător, exact precum natura vă atrage și vă captează, cum vă spuneam și ieri. Dar ceea ce este descoperit în propria ființă exaltă sufletul. De această cauză, mulți mistici, trăind în inimă, nu puteau să exprime sau să se exprime decât adeseori în imnuri, în ode, în poezie. Aceasta este o caracteristică a sufletelor trezite, care devin sensibile la această vibrație a inimii. Și este firesc să fie așa. Pentru că această recunoaștere a frumuseții copleșește inima. Și numai un cântec de slavă, numai dansul extatic, numai cuprinderea și îmbrățișarea, cu alte cuvinte, numai iubirea, reprezintă limbajul acelei ființe al cărui suflet trăiește vibrația mistică, a realității prezenței celui iubit. Vă spuneam cu un mic exercițiu de imaginație, amintiți-vă poate, dacă vă este ușor, cum a fost când ați fost îndrăgostiți pentru prima oară. Cum realitatea se metamorfoza. Cum acea vibrație a inimii îndrăgostite vă făcea să treceți peste tot. Da. Și acum imaginați-vă că nu este doar un iubit. Imaginați-vă că totul este iubitul. Imaginați-vă că mersul noastră pe stradă se desfășoară în iubitul dumneavoastră. Imaginați-vă că tot ce faceți este pentru iubitul noastră, care simte tot ce faceți. Și atunci, ce ar mai putea exista decât o continuă bucurie a acestei fuziuni? A dumneavoastră care trăiți iubire. Iubind pe cel, cum se spune, prea iubit. Este prea iubit și de multe ori se misticii, sufiți și chiar creștini vorbesc despre Dumnezeu ca fiind cel prea iubit. Pentru că chiar inima lor este cea care le spune cum să se raporteze la ființa sa, la ființa divină. Și adesea, vedeți, limbajul este sărac. Pentru a fi îmbogățit, nu poate să apară decât o vibrație suplimentară a cuvintelor care sună într-un limb, da? A unor cântece care sună într-un limb și care aduc slavă și glorifică pe Dumnezeu.